Agricultorii nu mai contenesc cu munca. Dacă ziua treieră sau fac alte munci, noaptea încearcă din răsputeri să salveze culturile de porumb și floarea soarelui. În zona Pleșoiu Grădinar nu a mai plouat de mai bine de o lună jumătate, iar porumbul este afectat de secetă. În zonă nu există sistem de irigații. Oamenii udă din fântânile făcute de ei în câmp cu electropompe sumersibile. Acum am venit să ne conectăm la o mică specie pentru porumb, pentru că Dumnezeu în această zonă, din păcate, de aproape lună jumătate, n-a mai dat un stop de ploaie. Încă n-am terminat munca pe această seară. Ia uitați cum arată porumbul la ora 10 seara, 11 din mașină, peste ceas. Și acum are frunza întoarsă. Oamenii susțin că dacă nu vor trece de săptămâna aceasta în care sunt anunțate temperaturi caniculare, cultura de porumb va fi compromisă total. Trebuie să îngrijim ceea ce am semănat. Dacă Dumnezeu nu ne-a ajutat, trebuie să o facem noi, prin munca noastră. Să ne străduim să avem și noi în continuare ceea ce trebuie să avem, bucate, porumb, grâne și totul ce trebuie necesar pentru iarnă. Dacă ne-am bucurat de o răsărire frumoasă, de o creștere la fel de vigoroasă la porumb, acum, cum spunem noi, porumbul este la legătură, dacă nu plouă acum, după aceea poate să intre oltul în ei. Și ne chinuim într-un fel sau altul care avem sisteme de irigații prin aspersie sau chiar și picurare. Am un coleg care a întins picurarea acum două zile, doar să salvăm această cultură. Am încercat într-un fel sau altul să ajutăm anumite persoane. Deci cine are resurse de irigat, ar fi bine să facă acest lucru, pentru că dacă nu-i salvează săptămâna aceasta, după aceea, așa cum a zis, poate să intre și oltul ligă, intre degeaba. Potrivit datelor furnizate de Direcția Agricolă în județ, 98.000 de hectare de teren agricol este cultivat cu porumb, iar suprafața irigabilă este una foarte mică. 12.000 de hectare de teren pot fi irigate în zona Corabia, Piatra Olt și Caracal.